Nu se poate trăierea, că ploi și azi dimineață până la ziua. Ce aveți de trăierea? Greu, mazăre. Și anul acesta se întârzie, văd, din cauza... Se întârzie, s-a mai întârziat odată când încolță să-mi spic. Ce să facem? Cu Dumnezeu nu ne punem. Din cauza vremii ploioase, mulți dintre fermierii mehedințeni nici măcar nu au reușit să intre în lanuri cu combinele. Precipitațiile din ultima perioadă le-au dat peste cap toate planurile. Am trăierat în timpul optim mazărea, mai am de trăierat ovăzul care încă nu e la maturitate și să sperăm că vom reuși să-l recoltăm iarăși în condiții optime. Am apucat o parte din... dar... la sfârșitul săptămânii, dacă se ploaie, trăierăm. Din cauza ploii nu s-a putut intra. Din cauza ploii. Din cauza ploilor, oamenii s-ar putea alege cu o producție de grâu de calitate slabă, căci bobul este umed și nu poate fi trăierat în bune condiții. N-a fost grâu făcut când a fost vremea bună. Acum așa s-a pus ploile și nu s-a mai trăieră. Se așteaptă să se usuce pământul? Da, așteaptă să usuce, da, grâu. Să-l bată vântul, să-l ia soarele, să usuce, ca să poată să-l trăiere. Din punct de vedere agrometeorologic, anul 2013 a fost mai bun decât cel precedent și ne așteptăm la o producție bună. Rămâne de văzut când se va totaliza ce s-a strâns, când se va recolta întreaga suprafață și atunci vom vedea cum stăm. Campaniile de recoltare sunt în curs de desfășurare. Cele mai multe probleme legate de lucrările agricole sunt în sudul județului, unde se anunță ploi și în următoarele zile.